Am văzut că Partidul Social Democrat vrea alegeri anticipate, profitând de această dificultate a coaliției de guvernare. Păi cred că v-ați învățat. Întotdeauna opoziția vrea alegeri anticipate. Și Partidul Național Liberal, după alegerile din 2016, a cerut alegerile anticipate până când au loc alegerile la termen. Da? Astăzi și USR-ul era în opoziție cu noi. Deci e o chestiune, e o chestiune de discurs. În momentul de față, practic, e cât se poate de evident că Partidul Social Democrat nu are cum să acceadă la guvernare decât în niște condiții greu de imaginat astăzi, în actuala formulă parlamentară. Și atunci există un calcul extrem de simplu. Calculul simplu pornește de la faptul că guvernarea erodează, că suntem în plină pandemie, că sunt anumite măsuri care nu sunt foarte apreciate de marea masă a cetățenilor, că în general anumite partide de opoziție într-un sens de genul ăsta pot să capitalizeze și ei se gândesc dacă noi împreună cu AUR am obținut 4% ceva, poate că la 6 luni de la debutul guvernului, lucrurile s-au schimbat, mai câștigăm 6%, cine știe, poate. Dar, pe de altă parte, lăsând la o parte faptul că eu nu cred că PSD-ul, care e un partid matur, își închipuie că am putea să avem anticipate, sunt convins că face parte din retorica opoziției. Noi am avertizat, am cerut și acum un an, și acum doi, deci practic face parte din campania pentru 2024.